Așa. Este adevărat că ai tatuaje? Adică... Faci. Ce fac? Vlog pentru bani. Salutare, gașcă, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirile și sunt astăzi împreună cu Adriana, iubita mea. Aveți linkul de la ultimul clip de pe canalul ei de YouTube. Dați geană și uitați-vă pentru că e super interesant și merită văzut. Astăzi, dragilor, o să ne punem la test pentru că trebuie să răspundem cu adevăr sau provocare unor lucruri pe care le-am scris ceva mai devreme. Ea nu știe ce am scris eu, bineînțeles, eu nu știu ce a scris ea. O să tragem la sorți chiar de aici. Prima dată tragem câte un bilețel din ăsta pe care scrie ce o să fie, adevăr sau provocare, și o să citim fiecare pentru celălalt ce are de făcut de la adevăr sau din categoria provocărilor. Așa că urați-ne baftă și sper, iubito, că nu mi-ai scris ceva la care trebuie să-ți dau un răspuns, nu știu, dureros sau un răspuns care să te afecteze. Eu sper să terminăm acest challenge cu zâmbetul pe buze și să ne iubim în continuare la fel de mult. Urați-ne baftă, dragilor. Eu sunt cu emoții, îmi bate inima în piept ca la oaie. De ce? Asta înseamnă că ai ceva de ascuns. Nu, n-am nimic de ascuns, dar mi-e frică de provocări. Ok, dragilor, haideți să-i dăm bătaie, dar nu înainte de a vă spune de platforma Boosteroid, pentru că au lansat băieții de acolo o chestie super tare și anume platforma pentru mobil. Dragilor, eu am testat-o, este foarte interesantă. Practic te poți juca pe telefon exact ca și cum ai fi pe calculator, fără niciun fel de lag. Totul se întâmplă pe browserul telefonului. Poți să-ți iei un joystick pe care să-l conectezi la telefon și te poți juca efectiv ca și cum ai fi pe PlayStation sau cum ai fi pe calculator. Și e super tare pentru că efectiv te poți juca orice fel de joc. Iubire, crede-mă, e bune tare. Pe telefon. Deci efectiv pe telefon, deci te poți juca. Vrei. Eu am încercat ceva mai devreme, am pus și o filmare cu un astfel de gameplay. Dragilor, e foarte interesant. Aveți un link în descriere, intrați și voi, faceți-vă un abonament și dați drumul la joacă. Chiar dacă nu aveți un calculator, chiar dacă nu aveți nimic, e super simplu să faci de acum lucrul ăsta. E bine, dragilor. Bine, iubito, încetează cu ăla, pe bune. Ok, gata. Hai, eu prima? Dar de ce eu prima? Pentru că ești invitat în vlogul meu, nu sunt eu în vlogul tău. Când o să mă invit în vlogul tău, o să... da? Înțeles, bine, acum sunt invitat în vlogul meu. Da, ești invitat în vlogul meu. Trage. Ok, ce-ai prins acolo? Am tras provocare. Oh, cineva are de făcut o provocare astăzi. Ok, eu o să trebuiască să-ți citesc provocarea pe care o ai de făcut. Prima provocare de pe lista mea este, iubito, fii atentă. Da, sunt. Fă zgomot de pârți pentru 20 de secunde. Fii atentă că spun cronometru, stai așa. Pe bune? Da. Cum să fac zgomot de pârți? Adică, habar n-am. Fă, habar n-am. A, știu. Hai, cronometrează. Stai așa, ceas, cronometru. 3, 2, 1 și start. Parcă am obosit-o, iubita mea, în 5 secunde. Hai. Hai, că e din ce în ce mai răușit. Și hai că ai obosit deja. Wow, gata, stop, 20 de secunde. Mamă, Doamne, dar ultima tură a fost... Veste. Deci te-ai făcut de râs. Asta s-a întâmplat acum. Mersi că m-ai făcut de râs, ce să zic. Asta este, iubire, se mai întâmplă. Na, oamenii de râs, nu? Doamne, ce pârț ai tras la final acum. Ok, acum trebuie să trag eu la sorci. Hai, nu mai de tot alege. Pe ăsta-l vreau, pe ăsta-l vreau. Ia să vedem, mamă, sper să fie. E provocare. E provocare. Provocare. Deci, eu acum, fii atent ce-ți dau, dacă tu mi-ai dat pârți. Dansează din buric pe o melodie pe care eu o să o aleg imediat. Băi, dar nu știu să dansez din buric. Asta e provocare. Aoleu, iubire. Bine, hai. Hai, ești pregătit? Ok, ești pregătit, ha. Hai, stai să pun muzică. Mamă, dar cum să dansez din buric? Hai. Din buric, din buric, nu din mâini. Să văd, buricul, să văd, să văd. Hei! A, stai că asta. Să văd șoldurile, șoldurile, hai. Băi, lasă-mă, deci stai, mă, că după ritm, ce faci? Deci tu știi să lasezi, mă, din buric? Faci și tu așa. Uite așa.
Băi, deci e cea mai penibilă chestie, deci e cea mai penibilă chestie pe care am făcut-o. Închide camera aia și mai o dată. Îl trage tu. Eu trag. Ok, hai că a fost destul de grea proba asta. Hai. Adevăr. O, ușor. Adevăr. Mamă, și eu chiar voiam să-ți dau o provocare. Ok, bun, adevăr, da? Stai așa, stai așa să vedem ce am eu pe lista aici. Hai. Prima, fii atentă. Eu sunt sincer. Primul adevăr pe care l-am eu aici scris este primul pe listă. Așa. Este adevărat că dacă Dorian Popa ți-ar trimite mesaj, te-ai vedea cu el, adică să mă înșeli pe mine. Dacă mi-ar da un mesaj, ce treabă are că îmi dă un mesaj cu înșelatul? Nu, ai, dacă ți-ar da un mesaj că îi place de tine, ai renunțat la relația noastră de peste 4 ani și cu atâta, a? Nu, nu este adevărat. Iubito, ce? Fii atentă, este adevăr. Este adevăr, dar nu e adevărat. Bine. Pentru că mie îmi place de el, dar ca om. Bine, ca o să facem, dacă vreți să facem un smash or pass pe canal, lăsați în secțiunea de comentarii și te văd eu atunci. Eu una că i-aș da smash și alta este dacă te-aș înșela cu el, nu? Bine! Hai, mestec acolo că eu mestec, hai. Da? Dragilor, nu știu ce să spun despre lucrul ăsta, dar este puțin... Ia să vedem ce am prins eu aici. Adevăr. Tot adevăr? Adevăr adevărat! Adevărat! Ok, ia ține-te bine acum. Ia să vedem. Nu, așa că nu te uita, da? Nu mă uit. Hai. Adevăr. Așa. Oare să dau asta sau... Hai că dau, uite, nu spun pe prima de pe listă. Mă duc mai jos un pic. Zi, lovește. Este adevărat. Așa. Că... Așa. Ești... Așa. Gelos pe... Pe cine? Tu cine? Dar nu-s gelos, mă, pe nimeni. Las că știi tu. Hai zi, recunoaște. Spune adevărul, de fapt. Dar nu-s, mă, gelos pe nimeni. Măi, nu-s gelos. Deci nu e, nu pot să-i spun că e gelozie. Deci nu pot să-i spun că e gelozie. Nu o să dau acum niciun nume. Mă, zi adevărul. Măi, nu o să dau niciun nume, dar nu este niciun fel de gelozie. E pur și simplu, nu știu, mă, dar mi se pare mie așa că puțin se dă la tine. Dar nu e gelozie, adică eu chiar nu-s gelos, am încredere în tine, doar că așa, ca idee, am impresia că... Deci eu așa am impresia. Dar nu pot să spui că... Deci ăsta e adevărul, nu sunt gelos. Bine. Că dacă aș fi gelos, eu ți-aș spune mai multe ție, dar nu sunt gelos, că eu am încredere în tine, doar că nu știu, așa am eu impresia. Ok, bine. 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 Nu te-ai văzut? Tu aveai impresia că eu sunt gelos? Nu, te-am întrebat. Voiam să știu dacă e adevărat sau nu. Sper că nu ți-am dat impresia asta. Hai! Hai! În fine, trage. Trage ultimul bilet sau două. Câte mai avem? Mai avem. Uite, mai sunt aici. Bine. Adevăr, din nou. Mamă, mereu vreau să-ți dau provocare și tu prinzi adevăr! Am scris prea mișto provocările. Sper să nu prinzi numai adevăr. Bun. Bun, hai să vedem ce mai am eu. Nu te uita! Nu mă uit. Nu te uita! Adevăr? Da. Fii atentă! Fii atentă ce întrebare ca să afle și urmăritorii noștri acum pentru totdeauna. Așa. Este adevărat că ai tatuaje? Recunoaște în fața lor acum, recunoaște! Recunoaște! Nu am tatuaje. Nu are tatuaje, dragilor. Nu am tatuaje și nici nu îmi plac tatuajele. Chiar nu-mi plac. Bă, eu sper să nu mă trezesc în vreo dimineață că vrei cu un tatuaj la mine. Uite ce mi-am făcut. Nu îmi plac tatuajele. De ce nu ai înțeles din fraza asta? Dar poate ne facem un tatuaj împreună. Nu, sincer nu, n-ar vrea. Bine, hai că mai vedem atunci. Mai vedem. Eu trebuie să trag? Ok, îl aleg pe ăsta. Care cred eu că este norocosul. Este norocosul ăla! Ia ghiși ce-am prins. Da, nici nu m-am uitat, ia. Adevăr, nu te mai uita. Adevăr, uite. Adevăr, arată lumii. Adevăr. Ok, bine, hai. Show me what you got! Ha, nu mă uit, adevăr, hai. Adevăr, da? Da, adevăr, nu mă uit. Este adevărat. Așa. Că. Așa. Faci. Ce fac? Vlog pentru bani. Iubito, dar ce-s cu întrebările astea în acest vlog? Sunt puțin indecente. Păi, poate lumea vrea să știe. M-ai pus în fața faptului împlinit acum și nu știu dacă... Nu vrei să schimbăm totuși întrebarea? Nu. Ok, adevărul este că... Nu iubire, nu. Știi foarte bine
că am încercat să mă las de două ori. Ei nu știu. Eu am încercat să mă las, dragilor, de două ori de YouTube când eram la început, în primii 2 ani și jumătate, când nu aveam rezultate absolut deloc. Nu creștea canalul, nu aveam vizualizări și efectiv am vrut să mă las de două ori, doar că nu am reușit pur și simplu să fac lucrul ăsta. După o săptămână, ea știe foarte bine că a fost cu mine încă de la început, de când m-am apucat de treaba asta cu YouTube-ul, și m-a apucat plânsul și nu puteam să mă abțin. Deci nu pot să trec peste treaba asta și cred că lucrul ăsta este pentru mine, trebuie să-l fac. Nu o fac pentru bani, simt o atracție pentru treaba asta cu YouTube-ul, cu videoproducția, cu foto și așa mai departe. Zona asta de media e foarte interesantă, e foarte tare și efectiv mă simt împlinit când fac lucrul ăsta, nu fac pentru bani, iubire. Știu, așa e, pot să confirm. Ea știe foarte bine și mă bucur că am reușit să-mi găsesc cumva pasiunea. Asta vă sfătuiesc și pe voi, să căutați acea pasiune care vă face să vă treziți dimineața cu chef, să vă începeți lucrurile cu zâmbetul pe buze și să fiți și super productivi. Hai, trage tu, gata, am explicat, am răspuns la întrebare. Bun. Provocare! Iubita mea a intrat în plasa lupului, nu știu cum să-ți spun, pregătește-te! Fii atent ce provocare îți dau! Trebuie să citești cu voce tare. Așa. Ultimul mesaj pe care l-ai primit pe telefon. Aoleu, păi nu am telefonul la mine. Du-te și adu telefonul, dar nu șterge, fii atent. Nu șterge, deci să... Vrei să după el? Nu, mă uit la tine, să nu ștergi niciun mesaj de acolo, că te-am spas. Hai, repede, nu șterge nimic. Am venit. Ia să vedem. Ha. N-am șters nimic. Deci mesaj de mesaj, da. Din ultimul de unde? Mesaj. De, mesaj de pe telefon, da? Da, ultimul nu, mesaj. WhatsApp, nu intru în mesaje, da? Așa. Am intrat și este de la Vodafone Shake. Deci asta e un semn că ești foarte tristă. Mai dacă ai mesagerii, doar mesaje de la Vodafone, de la curier și de la... Ultimul mesaj pe care, uite, nici nu l-am deschis de altfel. Citește. Este de la Vodafone Shake. Citește-l cu voce tare. 100 de gigabyte și un tricou fan. Activează-te Shake și primește un tricou Rubix, 100 de gigabyte și 10.000 de shakes. Doamne ferește. Și-mi lasă un link unde să... Măi, iubire, măi, ce înseamnă o treaba asta? La ce oră ai primit? Astăzi, la 17.05. Deci tu de la 17 n-ai mai primit niciun mesaj. Nu, că nu prea folosesc. De fapt, mă, eu cred că am pus prost întrebarea și trebuia să întreb ultimul mesaj primit de pe orice platformă. Păi că cine mai folosește în 2020 mesajul pe telefon? Da, na, nu știu. În fine, hai să trecem peste acest moment jenant. Acum este... Jenant. Este jenant pentru că ai primit ultimul mesaj de la Vodafone. Adică îți dai seama ce trist ești. Ok? Hai! Bagă. Aș vrea un adevăr, pentru că mai am ceva pentru tine super mișto. Hai, vezi. Provocare. Lasă, am și o provocare pregătită. Eu sper că n-ai una grea. Dă-mi ultima provocare, pentru că după asta ne oprim. Deci chiar asta vreau să ne oprim. Ultima provocare, haide, lovește-mă, dă-mi. Ah, hai, să pregăti pentru ce? Râgâie-ți numele. Nu cred. Cea mai... Scârboasă. Tu m-ai pus să mă scos sunete de pârț. Deci e cea mai scârboasă chestie și în același timp e cea... Hai că încerc. Deci. Doamne, ce scârboasă încetează. Hai că a ieșit ceva. Ce? Tu m-ai pus să fac provocarea asta, pe bune? Doamne, ce scârbos. E scârbos. Stai că n-am râgit prea. Nu, gata, e destul, mersi. Mulțumesc. Hai, iubire, stai să fac ca lumea. Te rog, îți mulțumită cu atât. Gata, serios, gata. Iubire. Alo. Bine. Am spus să-i bun, mă, okay. Liniștit. Ok, dragilor, ăsta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu sper că v-ați amuzat și sper că v-am făcut ziua mai bună, pentru că noi chiar ne-am distrat și efectiv a fost un vlog mișto, mă, cred că mai facem asta. Și de asemenea, dacă vreți să facem clipul cu Smash or Pass, lăsați în secțiunea de comentarii. Și dacă strângem peste 474 de comentarii cu faceți Smash or Pass, o să facem și Smash or Pass. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Sau, mai am eu ceva de spus, scuze. Hai, bine, zi. Sau dacă vreți să mai facem încă o dată acest joc adevăr sau provocare, dar cu provocările și cu întrebările sau adevărurile pe care voi vreți să le lăsați. Ok, asta e bună ideea. Lăsați și
asta în secțiunea de comentarii. Dragilor, o să vă cer probabil întrebările și provocările pe Instagram, așa că nu uitați să ne urmăriți și acolo. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut, dați un share să vadă și prietenii voștri, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Eu am fost Radu, eu am fost Adriana și noi ne revedem foarte, foarte curând cu un nou clip absolut genial. V-am pupat, ciao!